Crezi că ești blestemat sau blestemată? Crezi că te afli sub un anumit blestem din pricina părinților tăi sau nu știu, sau cineva în mod intenționat a făcut aceasta și vrei să știi cum să ieși, cum să scapi de acest blestem? Atunci ascultă cu atenție acest video. Eu sunt pastorul Vasile Filat, îți voi vorbi din Biblie despre aceea cum să te eliberezi de blestemul în sub care te afli și de asemenea te voi învăța cum să te rogi ca să ieși de sub acest blestem și mă voi ruga și eu cu tine la încheiere. Ascultă cu multă atenție. Eu dau citire mesajului pe care l-am primit. De obicei, eu răspund la întrebări online, răspund din Biblie pentru toți acei care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu din Biblie. Dar azi nu răspund la o întrebare, azi mai degrabă răspund la o solicitare să mă rog, însă vreau să explic aceasta. Sărut mâna părinte, vă rog frumos și dacă vreți să vă rugați și pentru noi. Ion și Maria, fiu și mamă, pentru dezlegarea de vrăji și farmece cu argint, argint viu, blesteme, duhuri rele, legături diavolești și pentru obținerea unei locuințe. Murim. Iată, așa mi-au scris oamenii. Bine, dragii mei, deci dacă voi spuneți argint viu, vrăji, farmece, deci înseamnă că toate astea le-ați văzut. Eu știu, sunt unii care nu cred în existența lor. Eu am crescut la țară, în mahala noastră s-au practicat astfel de lucruri. Eu am văzut cum funcționau lucrurile acestea. Dar știu din Biblie că blestemele astea, ele funcționează și au putere și farmecele, vrăjele acestea, tot felul, duhurile, toate acestea, ele funcționează. Oamenii care sunt afectați de ele, care sunt chinuiți de ele, ei știu foarte bine ce spune, ce scrie omul în acest mesaj și despre ce vorbesc eu. Acum, dragii mei, iată, epistola lui Pavel către Efeseni a fost scrisă unor oameni la care era foarte multă vrăjitorie, farmece, duhuri rele, draci, lucruri groaznice se întâmplau acolo în orașul ăsta Efes. Și iată, apostolul Pavel a venit în Efes, a propovăduit Evanghelia, oamenii au crezut, s-au alipit bisericii, el a închiriat o locuință în școala unui anumit tiran și în fiecare zi învăța Sfintele Scripturii, învăța Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceia au fost transformați total. Viețile lor au fost umplute de bucurie. Ei au fost folosiți cu multă putere de Dumnezeu. Oameni noi, oameni cu totul noi. Și iată, Apostolul Pavel în capitolul 2 începe așa. Zice, voi efesenilor, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, adică a diavolului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odată, odinioară, zice el, că se referă la evrei. Zice, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El, Hristos, ne-a înviat împreună și dintre evrei și dintre neamuri, din diferite popoare. Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Vedeți ce a făcut Dumnezeu în Efes? Oameni care erau chinuiți de duhuri rele, de draci, de vrăji, de blesteme. Oamenii aceștia, ei au fost transformați de plin. Și Pavel încă la capitolul 1 spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Iată, dragii mei, asta se poate întâmpla și cu voi în viața voastră. Voi puteți ieși de sub toate blestemele acestea,
și să nu mai aibă nicio putere cei care vor încerca să vă facă vrăji cu argint, cu ce ați scris acolo, cu fel de farmece și așa mai departe. Nu vor mai avea absolut niciun efect asupra voastră din moment ce voi veți deveni ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos. În clipa când vă veți boteza cu Duhul Sfânt, atunci când vă veți naște din nou, va veni Duhul Sfânt să locuiască în voi. Și Duhul lui Dumnezeu este mai puternic decât orice Duh din lumea aceasta. Și unde este Duhul lui Dumnezeu, nu mai poate fi niciun Duh. Nu vă va mai afecta niciun blestem, nici nimic, nimic absolut. Invers, veți fi în momentul acela binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești și Dumnezeu va începe să lucreze cu multă putere în viața voastră, să vă folosească pentru împărăția cerurilor. Dar pentru asta trebuie să vă pocăiți. Ce înseamnă să vă pocăiți? Asta înseamnă să recunoașteți, să fiți foarte conștienți de toate păcatele care le-ați făcut și le faceți. De aceea, așezați-vă pe o listă împreună cu mama și fiul. Așezați-vă și faceți o listă cu păcatele pe care le-ați săvârșit. Scrieți în lista aceea tot ce ați făcut dumneavoastră, toate lucrurile care le-ați săvârșit. Uitați-vă foarte atent la lucrurile scrise în lista aceasta și luați decizia să renunțați total. Posibil acolo o să vedeți în lista anumite lucruri care vă dați seama că nu puteți renunța. De exemplu, eu nu știu cum sunteți dumneavoastră, dacă cumva sunteți afectați de alcool, dacă sunteți alcoolici și acolo trebuie să renunțați definitiv la alcool. Și te gândești, cum? Dar e imposibil asta. Sau, de exemplu, acolo va fi scris droguri și voi vă drogați. Sau poate acolo va fi scris fumat, voi fumați. Cum? Cum? De obicei, încă unii mai pe toate le au. Cum și droguri și fumat? Și cum toate astea să le las, să renunț la toate astea? Da, trebuie să renunțați la toate astea. Sau poate trăiești în concubinaj, dar asta este curvie și trebuie să renunți. Renunți, oprești, gata, acum, în clipa aceea, renunți la concubinaj. Deci la toate, tot ce va fi scris păcat acolo, faceți lista cu păcatele voastre și la tot ce este scris în lista aceea, trebuie să renunțați. Acolo posibil va scrie furt, trebuie să întoarceți, va fi, nu știu, câte lucruri rele vor fi acolo. Iată, asta e condiția ca să ieșiți de sub blestem. Atât timp cât voi trăiți în păcatele astea, nu există scăpare pentru voi. Veți fi sub blestem, veți fi chinuiți mai departe și orice nu veți face, nu va funcționa. Deci dacă voi vreți să ieșiți de sub blestem, voi trebuie să renunțați la tot acest rău pe care l-ați făcut și îl faceți. Deci după ce ați făcut lista și ați hotărât că renunțați la toate acestea, apoi să știți că Dumnezeu o să vă dea putere. Iată, voi atunci puneți-vă în genunchi, rugați-vă și cereți-i iertare lui Dumnezeu. Spuneți-i lui Dumnezeu că vă cereți iertare pentru toate păcatele care sunt scrise acolo în lista aceea și puteți să le spuneți rând pe rând pe toate. După aceea, cereți-i lui Dumnezeu să vă dea Duhul lui cel Sfânt. Dumnezeu abia așteaptă să facă aceasta. El vă va da Duhul lui cel Sfânt și asta înseamnă naștere din nou, asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Dumnezeu vă va da Duhul Sfânt și Duhul Sfânt vă va da putere, vă va da capacitatea ca să puteți rezista și să nu vă mai întoarceți din nou înapoi la păcatele pe care le-ați săvârșit, la beție, fumat, droguri, curvie și mai știu eu care sunt a furt, minciună, cât din ori mai fi ele acolo. La toate acestea vă va da Duhul Sfânt putere să renunțați categoric și să începeți să trăiți o viață nouă, o viață frumoasă, o viață cu Dumnezeu. Iată, în clipa când ați luat hotărârea asta și veți primi Duhul Sfânt, atunci veți fi eliberați absolut total de toate aceste blesteme. Atunci și nu mai contează, nu mai trageți nicio atenție. Cei care vă fac rău pot să facă cât ori vrea, că nu vă afectează nimic. Pot măcar să vă toarne cisterne cu, cum se numește asta, argint, cum ați spus? Argint viu. Cisterne cu argint viu să vă toarne în o gradă sau în drum sau nu știu unde vor ei. Nu contează. Să vă trimită toate broaștele legate cu toate cordelele. Sau nu știu ce mai fac ei, că ei fac fel de mărșăvenii. Nu contează. Oricine or face ei, stați absolut fără nicio grijă. Pentru că voi ați ieșit și asupra voastră nu mai are putere niciun blestem, pentru că voi aveți Duhul Sfânt în voi. Duhul Sfânt va fi acel care vă va binecuvânta, viața vă va fi plină de bucurie, veți merge în puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu va începe să vă repare viețile, să vă repare familiile, toate lucrurile să le pună la locurile lor, să vă trăiți viața frumos cu Dumnezeu. Iată așa ceva vrea să facă Dumnezeu în viața dumneavoastră.
dar aveți nevoie de credință și curaj, credință și îndrăzneală ca să faceți ceea ce vă sfătuiesc eu. Eu v-am spus tot ce trebuie să faceți, v-am învățat și cum trebuie să vă rugați. Acum eu mă rog pentru dumneavoastră, dar rugăciunea mea nu va avea nicio putere dacă voi nu vreți să acționați. Nimic. Dacă nu vrei să acționezi, este tot așa cum te-ai duce la un doctor, ți-o prescris tot ce trebuie să faci, ți-o pus medicamentele în brață și trebuie să te duci acasă să le aplici. Dar tu nu vrei să le aplici. Te duci acasă, ieși și lași medicamentele cele într-o parte sau le arunci. Te ajută? Nu te ajută. Degeaba ai cheltuit bani și te-ai dus la medicul ăsta. Degeaba ai făcut tot efortul. Nu te ajută nimic. Uite, tot așa nu te va ajuta nici cum că mi-ai adresat mie întrebarea asta. Nu te va ajuta nimic. Mi-am bătut eu gura în zadar. Dacă nu vei face nimic din ceea ce îți spun, fă lucrurile care ți-am spus și Dumnezeu va lucra în viața ta și apoi abia aștept să-mi trimiți un mesaj sau să scriu un comentariu aici ce va face Dumnezeu în viața ta. Sunt sigur, Dumnezeu va face mari minuni, Dumnezeu te va binecuvânta, Dumnezeu va lucra cu putere și vei experimenta mari binecuvântări în viața ta și nu va mai avea asupra ta efect niciun fel de blestem. Eu acum o să mă rog Domnului pentru tine. Doamne, îți mulțumesc că mă iubești pe mine și îți mulțumesc că m-ai scos din toate aceste lucruri, m-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Îți mulțumesc că mi-ai dat Duhul Tău cel Sfânt și El lucrează cu mare putere în viața mea. Acum te rog pentru acești oameni, pentru mama, fiul care sunt chinuiți de duhuri rele, sunt sub blestem, sunt apăsați, trăiesc în sărăcie, care au atâtea necazuri. Doamne, te rog să le dai credință, ca să meargă și să acționeze după cuvântul pe care le l-am spus acum. Ajută-i, Doamne, să creadă în Tine, să-și predea viața Domnului Iisus Hristos și să aleagă să-L urmeze pe Domnul Iisus de plin. Te rog de asemenea să ajuți pe oricare om va asculta acest video și este într-o situație similară, să-i dai credință, să procedeze așa și să fie eliberat de aceste blesteme și să fie binecuvântat cu toate binecuvântările Tale. Te rog, Doamne, fă aceasta. De asemenea, ajută-i pe acești oameni să ia Biblia fiecare din ei, să citească cu multă atenție Noul Testament, după aceea să citească Vechiul Testament. Ajută-i deodată să meargă și să caute o biserică și te rog să-i îndrept spre o biserică sănătoasă, cu învățătură sănătoasă, unde să fie bine primiți și să fie bine și temenic învățați din Cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-i să se boteze după porunca Ta și să slujească cu toată dragostea în biserica Ta. Te rog, Doamne, să-i binecuvântezi și îți mulțumesc că vei face aceasta. Te slăvesc pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragii mei, tare mult mă rog să aveți credință și să faceți așa cum v-am învățat, pentru că asta vă va aduce mari și multe binecuvântări în viață și abia aștept să primesc mărturii de la voi despre aceea ce va face Dumnezeu în viața voastră. Pace mult!